cunosc cum bine ați venit. Și vă spune că ne-am adunat astăzi pentru a inaugura noul sediu, care înseamnă un nou început pentru organizația partidului UNPR Câmpia Turzii. Organizația UNPR Câmpia Turzii își propune să dezvolte relațiile cu autoritățile locale, organizațiile civile, cât și cu cetățenii, indiferent de etnie sau apartenența politică. UNPR este deschis colaborării cu orice organisme sau organizații loiale cetățeanului, care susțin progresul și modernizarea urbei și implicit a României. Pentru că progresul într-o țară, într-o comunitate, nu se poate realiza dacă nu este unitate, un crez în ceea ce face. Ceea ce se întâmplă pe plan politic și economic este consecința unei dintre cele mai mari defecte ale românilor. Noi nu gândim unitate. Atâta vreme cât nu gândim împreună, nu facem nimic. Atâta vreme cât roșii se bat cu portocalii, se înțeapă cu galbenii, nu facem nimic. Considerăm că suntem prea buni unii pentru ceilalți. Acesta este motivul pentru care UNPR Câmpia Turzii a încercat și a reușit să adune oamenii din clasa politică locală, încercând să dăm un mesaj spre deschidere, spre dialog și colaborare cu oricine dorește să fie alături de noi, atâta vreme cât colaborarea va fi în interesul cetățeanului. Intenția noastră nu este aceea de a avea o întâlnire formală cu presa și cu elita politică locală și din acest motiv vreau să fiu scurt în introducere, să las discuțiile libere în detrimentul formalismului. Și, bineînțeles, cred că putem să facem și multe proiecte împreună, într-o comunitate. Vă felicit încă o dată și vă doresc o activitate îndelungată și prodigioasă. Al doilea motiv nu vă spun faptul că întrepind Câmpia Turzii și UNPR există unele afinități social, chiar și politic și dacă viitorul ne va aduce împreună, voi fi onorat de acest lucru. Vă felicit încă o dată pentru sediu, pentru oamenii care aveți și sperăm în colaborări eficiente și de lungă durată. M-ați invitat, în primul rând, ca prieten, al doilea rând, ca și membru al Partidului Democrat Liberal. Îmi pare rău că poate președintele Dâzie, dar s-ar putea să vină mai târziu. Vreau să vă felicit pentru tot ce ați făcut aici și succes în continuare. Și să fim prieteni și în continuare. Să vedem în situația dată cu profesionalism și cu seriozitate ce se poate face, ce ține de bătălia politică și ce ține de dezvoltarea comunităților asupra cărora avem o responsabilitate politică importantă. Această inițiativă a fost inițiativa colegilor din Câmpia Turzii, care au ținut să organizeze această întâlnire. Nu o dorim formală, dorim ca ea să fie continuată. De la bun început am cerut și țin ca acest spațiu să fie un spațiu al comunității, un spațiu de întâlnire a formațiunii noastre politice cu cetățenii municipiului, dar în același timp și un spațiu de întâlnire cu celelalte formațiuni politice, în ideea de a discuta viitoarea strategie Câmpia Turzii 2020. Dacă la nivelul Europei se construiește cu mare profesionalism strategia Europa 2020, cred că suntem datori față de această comunitate să facem o construcție europeană a zonei Arieș. Și spun zona Arieș pentru că din ce în ce mai mult comunitățile vor colabora în găsirea soluțiilor pentru dezvoltarea comunităților. Dacă în anul 2002 am pus într-un fel bazele comunității urbane a Arieș, mă bucură faptul că această construcție a început să culeagă roadele la nivelul
dezvoltării existente și la Turda și la Câmpia Turzii. Deci, asemenea construcții sunt posibile chiar și în perspectiva realizării unor județe cu o suprafață și cu o populație mai mare. Va fi obligatoriu să coagulăm forțele pentru a determina la nivelul unor zone mai largi care sunt prioritățile, care sunt zonele de dezvoltare, care este zona de dezvoltare industrială, care este zona de dezvoltare pe un anumit obiectiv, mă gândesc la cel turistic, și toate aceste lucruri nu sunt posibile fără o discuție între formațiunile politice. Această întâlnire o doresc ca un început, chiar dacă nu avem forța să fim considerați încă importanți nici la nivelul municipiului, probabil nici la nivelul județului. Am convingerea că, până la urmă, susținerea unor proiecte viabile, nu populiste, vor da valoare și consistență forțelor politice. Spania, Italia și evenimentele sunt într-o desfășurare și o dinamică continuă. Eu fac așa și în calitatea de parlamentar, ca să folosim lunile care au mai rămas până la bătălia electorală propriu-zisă și împreună să dăm consistență unui program de dezvoltare a municipiului și a acestei zone. Încă o dată reafirm dorința pe care o am ca acest spațiu să fie un spațiu al comunității, un spațiu de întâlnire și un spațiu de dezbatere, de dezbatere serioasă pe problemele pe care le avem, pe prioritățile pe care le dorim să le aducem în fața comunității. Chiar aș dori ca acest spațiu să fie un spațiu de întâlnire cu specialiști în probleme de dezvoltare, în așa fel încât construcțiile pe care le facem să fie cu adevărat utile cetățenilor și comunității. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților mass media pentru prezența lor la această întâlnire. Dorim să fim mult mai activi și mai prezenți în ceea ce se întâmplă și se relatează la nivelul zonei Arieșului și aș dori să le mulțumesc pentru obiectivitatea în care au relatat acțiunile pe care noi le-am întreprins la nivelul municipiului și să îi considerăm în apropierea noastră, asigurând transparența de care este nevoie la nivelul comunicării formațiunilor politice cu cetățenii zonei. Ne bucurăm că la nivelul Câmpiei Turzii s-a mai constituit o altă formațiune politică. Să vă dorim succes în demersurile dumneavoastră. Am înțeles ideile domnului deputat și promisiunile pe care acesta le-a făcut. Să sperăm într-o viitoare colaborare la nivel local. Succes încă o dată în ceea ce dumneavoastră v-ați propus.